Dacă mai dădea 3 penalturi, mai le dădea și lor 2. Nu, 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 era, 7-4 pentru Dinamo. Da, nu neapărat. Da, senzația asta? Senzația că o telecomandă era în altă parte. Înfigeți un cuțit într-o rană care deja era, și așa că nu vreau să comentez mai mult. Mă opresc aici, dar nici nu... Domnul Porumboiu, Timișoara poate știe ceva. Să vă întreb ceva, domnul Porumboiu. Am văzut în presa de astăzi, în Gazeta Sporturilor, apare o listă cu avantajele și dezavantajele pe care le-au avut echipele de la arbitri în acest campionat. Și FC Vaslui este imediat în spatele lui Dinamo. Deci Dinamo este cea mai avantajată. Plus infinit și după aia vine FC Vaslui a doua. Domnul Banciu, domnul Radu, acea listă este făcută de un ziarist mincinos, de un ziarist care are o comandă și ăla ca să scrie urât, care e o treabă personală, nu e adevărat și resping și discutăm ca specialiști, nu este nimic, noi am fost mult mai mult dezavantajați și am faze. În afară de două situații care au fost cu Craiova, când s-a marcat un gol de regulamentar și am recunoscut, vă spun, Vaslui n-a avut măcar două aruncări la margine. Am avut penaltul, nu s-au acordat, am avut foarte multe situații. Lista ce e făcută de un bramburică de ăsta care se dă și el, ce se dă acolo la gazetă, să scrie, să facă... Eu vorbesc de argumente. Așa și eu pot să scriu că dumneavoastră nu știu unde ați fost și apare nu știu ce mâine în ziar. Eu vorbesc de lucruri concrete, nu de povești. Ai o poveste care să lovească pentru că cine... Am eu o problemă cu cineva și vrea să răzbune și să dea în Vaslui. Nu e de nimic adevărat. Spuneți-mi și mie câte meciuri ale Vaslui ați văzut. S-a întâmplat penaltul acela cu Vocăneală și de atunci Vaslui n-a mai avut niciun penalti. Adriane, da, vă rog. Hai să ne întoarcem la altceva, la ce se întâmplă astăzi, pentru că mai vreau să pun o problemă. De ce credeți dumneavoastră, stimați colegi, și dragă Adriane, pentru că este evident, vorbeam mai înainte de Blatter. De ce credeți că toate federațiile se opun introducerii unor lucruri foarte simple care astăzi, ca să nu mai plângă viței ăștia care par niște victime obligate să se facă arbitri și tot o dau pe stres și pe greșeala omenească și ei își iau 50-60 de milioane, adică 2-3 salarii pe praful ăsta pentru o nemernicie de arbitraj la centru, cum a făcut Lajos în meciul ăla, da? Și îl vedeam astăzi ca pe o fetiță, 51-600 sau 300 de milioane. Ca să înțeleagă și oamenii muncii care se duc pe stadion. Ca să facă o potlogărie. Că n-am văzut, că știți că alergam mai greu, că a fost cotul ăla. Ar fi foarte simplu, dragi prieteni, să se introducă... Ați văzut la tenis unde sunt milioane de dolari premiu la un turneu, nu mai înghite nimeni arbitrajul. Și atunci au băgat sistemul electronic. Când o să se bage 15 arbitri la fotbal, la linia porții, la corner, când o să se bage sistemul ăla de la tenis, hokai, o să vedeți atunci offside-ul pe tabelă mare, așa, pe stadion electronic. Atunci acești nemernici, care sunt și ei parte în teatru de păpuși, alături de jucători, antrenori, conducători federali, cum am spus, și câteodată investitori, atunci nu o să mai comenteze nimeni. O să facă Banciu, Ioanițoaia și Terzian, buton. Ia uite, domne, offside 2 mm și cu asta basta. Nu, se va face în transmisiunea în direct. Arbitru, poftiți? Se va face în transmisiunea în direct, de atunci vom vedea. Nu, domne, se oprește, jucăm, și așa jucăm fotbal pe Maidan de dimineață până seara. Domne, o să înceapă meciul la ora 13 și o să se termine la 10. Atunci nu mai e rost de aranjament. Mulțumim. Atâta timp însă, când nenorocirea asta de fotbal este ținută în mână de afaceriști ca Sepp Blatter, nu o să pupăm așa ceva. Pentru că ne trebuie oameni care să vadă fanta de lumină, înțelegeți? Ultima pauză din această emisiune. Dar cea mai mare nemernicie este când îi vezi pe acești oameni, le spun încă oameni, domne, știți greșeală omenească. Du-te, domne, la Porumboiu și fă-te tractorist pe combină, dacă e așa de greu să fie. 3 minute de pauză neapărat acum. Cât costă asta, pauza asta? O cumpăr eu astea 3 minute.